Polițiștii din cadrul postului de poliție Transporturi Navale Orșova au fost sesizați de un bărbat cu privire la faptul că la bordul unui iaht acostat la mal în comuna Dubova ar fi izbucnit un incendiu. La fața locului s-au deplasat polițiștii alături de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta, care au localizat și stins incendiul în compartimentul sala motoare, stabilind ca și cauza acestuia un scurt circuit la cablajul acumulatorilor. La fața locului s-au deplasat polițiștii alături de pompieri care au localizat și stins incendiul în compartimentul sala motoare, stabilind ca și cauza acestuia un scurt circuit la cablajul acumulatorilor. În urma incendiului nu au fost înregistrate victime, ci doar pagube materiale. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere din culpă. 5 echipaje de pompieri au intervenit cu 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă și 2 embarcațiuni pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un iaht pe rasa localității Dubova. La locul evenimentului a fost direcționată și o embarcațiune a Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Mehedinți. Pompierii militari au intervenit pentru aducerea la mal a iahtului și pentru lichidarea incendiului care se manifesta cu degajare de fum la compartimentul motor. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurt circuit electric. În urma incidentului nu au fost înregistrate victime, ci doar pagube materiale. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere din culpă.